Bine v-am găsit, domnilor și domnilor, la intrare liberă. O discuție astăzi seară despre corectitudinea politică. Cum se simte ea în societatea românească? Cum a ajuns corectitudinea politică să repoziționeze discursul despre artă sau despre trecut? Și ne uităm și la anumite reacții exagerate care vin din spațiul american sau britanic. Mă refer aici la, de pildă, rescrierea unor cărți sau interzicerea unor cărți care ar ofensa sensibilitatea unor cititori. Dar discuția e mai nuanțată și mă bucur să iau în studio pe Iulia Popovici, critic de teatru și publicistă, Brândușa Palade, conferențiară universitară la Facultatea de Științe Politice din București, scritorul Adrian Schiop, profesorul universitar Marian Popescu, fondatorul Centrului pentru Integritate Academică al Universității București și regizorul Bogdan Budeș. Prima întrebare, pentru că e multă vehemență, mai ales pe rețelele de socializare când vine vorba de subiectul ăsta, e cum se simte corectitudinea politică în societatea românească? Iulia. Părerea mea este că nu prea. Nu este ceva cu care să te confrunți în societatea românească. Este însă o impresie că dacă importăm Tancura Abrams, trebuie să importăm și atitudinea față de tipuri de probleme care sunt tipice unei societăți, de exemplu a societății americane. Nu cred că ceea ce ne doare pe noi cel mai mult și ceea ce afectează cel mai mult spațiul public, arta, cultura, posibilitățile de manifestare a oamenilor, este cultura, corectitudinea politică și cu atât mai mult excesul ei. Să ne înțelegem, astăzi este 8 martie și rezistăm de 2 zile, 3, la discursuri din Parlament formate din glumițe sexiste și postări ale Radio România Cultural de nivelul glumelor cu tractoriști. Adică nu e ca și cum am avea o societate cu o aplicabilitate foarte mare a principiilor de corectitudine politică, de respect excesiv, de încercare de neagresiune a principiilor sau modului existențial a cuiva. Nu e ca și cum cenzurează cineva pe cineva. Noi suntem țara în care la chioșcurile și automatele din care se vând Hitler și Antonescu. Nu e ca și cum am ajunge la faza în care să tăiem cuvinte din cărți. Atunci e un dușman inventat? Sau cum explicăm totuși polemica asta pe care o vedem și, cum ziceam, pe Facebook, dar și în anumite interviuri, săgeți aruncate unii altora? Doamna Palade, puteți interveni, lansez întrebările pur și simplu. Și eu cred, la fel ca Iulia, că e o temă de import care frământă mai ales editele culturale, pentru că de zeci de ani există elite culturale în România care ne tot sperie, că tot trag semnalul de alarmă că vine peste noi corectitudinea politică americană, cu chiar sintagma a fost folosită chiar așa. În schimb, eu una observ că ce vine peste noi este Partidul Aur, cu un discurs xenofob, homofob, naționalist de extremă dreapta. Practic, anul școlar începe la noi în multe școli și licee cu soborul de preoți. Deci avem ortodoxismul pravoslavnic de inspirație putinistă care mai degrabă incită spiritele aici în popor. Și în timp ce elitele așa cumva într-o ruptură cu această realitate continuă să ne sperie că tot vine corectitudinea politică și într-adevăr nici eu nu resimt în societate, nu cred că suntem în pericol să fim prea repede cenzurați de corectitudinea politică. În ce privește mediul academic în care eu provin, eu cunosc câteva cazuri, de fapt 2 la număr, nici unul n-a fost dramatic. Niciunul n-a sfârșit în închisoare, gulag, etc. Unul nu și-a pierdut locul de muncă și a continuat, deci a păstrat locul de muncă, dar nu a mai avut dreptul să predea. Iar un altul care, mă rog, a fost o situație complicată acolo, fiindcă ieșea la pensie, dar de fapt s-a mutat la altă universitate. Și trebuie să spun că și în Statele Unite, din câte am urmărit eu situația, profesorii care sunt siliți să plece din motive de
legate de corectitudinea de politică a universității privitoare la hărțuire sexuală sau alte teme, pleacă de la universitate și se duc la altă universitate unde pot să-și expună liber ideile. De exemplu, universitățile din sudul Statelor Unite sunt celebre prin apetitul pentru temele libertății de exprimare, libertății cuvântului, libertății gândirii. Și nu, nimeni nu-i, cum să spun, nu-i cenzurează. Adică dezbaterea de idei continuă să aibă o platformă, doar că își schimbă platforma. Deci în loc să predea la universitate, poate cu un profil mai progresist, ajung să predea la altă universitate de multe ori. În orice caz nu ajung, nu este o tragedie în toate aceste cazuri și, într-adevăr, e o multă inflație de spaime în zona asta, care, în realitate, nu este, nu cred că este justificată, în condiții în care eu accept că există exagerări și excese și situație nedreptate. Eu țin să precizez că totuși hărțuirea sexuală e o infracțiune, nu o formă de corectitudine, adică sancționarea hărțuirii sexuale nu are legătură cu nicio corectitudine politică, este o infracțiune, chiar și în forma de tentativă. Și în momentul în care se iese din domeniul exprimării pe care îl acoperă corectitudinea politică și intrăm în genul ăsta de manifestări concrete în relație cu celălalt a unor anumite trenduri de gândire, domeniul de aplicabilitate este codul penal totuși. Eu mă întrebam dacă în mediul universitar există o anumită cenzură, atenție la programe, atenție la paritatea de gen, domnule Popescu. Da. Pentru că, o paranteză, mi-aminteam o discuție cu regizoarea Alexandra Badea despre teatrele din Franța și am spunea cât de atenți sunt francezii totuși la paritatea de gen când fac propunerile pentru conducerile instituțiilor artistice. Da, e complicat și în același timp e simplu de realmente de comentat, de exprimat un punct de vedere. E complicat pentru că subiectul corectitudinii politice are de a face cu zona mare a politicilor identitare și aici este o mare problemă pentru guverne să așeze politicile identitare în așa fel încât valorile unei societăți democratice să nu fie afectate. Pe de altă parte, e o relație între individ și colectiv. Un individ se poate simți ostracizat pentru că își afirmă o identitate de gen, de tot ce vreți. Iar în sigur, chestiunea a căpătat amploare mai degrabă în campusurile americane, trebuie să confirm asta, din anii 70. Acum două zile s-au făcut șase ani, de când William DeRussowitch a publicat în American Scholar un articol despre corectitudinea politică, în care dă nu știu câte exemple de malformare a libertății de expresie în campus pe motive de corectitudine politică. Acolo au fost blocați vorbitori, speaker, de către partizanii corectitudinii politice, toată lumea uitând că, de fapt, în anii 70 în America s-a petrecut un fenomen extraordinar, amuzant în același timp, dar și dramatic, și anume termenul corectitudine politică a venit ca reacția studenților la devierile din perioada stalinistă. Ei își băteau joc, de fapt. Numai că, adică era vorba de urmat linia partidului. Cine nu urma linia partidului, deci nu era corect politic, era out și trebuia pedepsit. Ce s-a întâmplat în regimurile totalitare, opresive, legat de comunitățile de homosexuali, de comunitățile religioase și așa mai departe, este într-un fel știut. Dar drama propriu-zisă a celor persoane care au suferit din cauza că afirmau ce erau, asta nu poate fi uitată. Noi nu facem mare lucru în privința asta. Adică nu vorbim despre victime. În Universitatea Românească, ca să vin aproape de întrebare totuși, lucrurile sunt simple. Managementul universitar nu dorește să cunoască realitatea corectitudinii relațiilor. Iau învățământul vocațional, unde chestiunea apare cu realmente cu mare
acuitate, și anume relația dintre un prof și o studentă la actorie, unde, sau la coreografie, unde, de pildă, contactul fizic trebuie realmente gândit ca având și niște limite. Deci nu îți poți permite orice, realmente. Sunt antrenori în sport care spun că pentru a obține performanță, sportivul trebuie realmente să parcurgă un antrenament foarte dur. Eu am făcut volei profesionist într-o perioadă și mama era, a trebuit să vină să vorbească cu antrenorul pentru că aveam genunchii realmente făcuți praf. Antrenorul aplica o metodă de antrenament. Apropo de lovitura la fileu, când nu aveai voie să atingi cu picioarele fileu pentru că erai penalizat, și ne chinuia punându-ne să lucrăm cu zidul. Și, adică să sari. Și dumneavoastră ziceți că în mediul universitar există un tip de privire asupra studentului, studentei mai degrabă, care e irreverențios, mă rog. Prin codurile de etică, de pildă, să se deseneze de fapt o hartă cât de cât corectă în raport cu un teritoriu care de fapt nu e cunoscut. Pentru că dacă vrei să intri la o clasă de actorie, tu n-ai voie, nu poți, practic, să intri, să-ți dai seama, să obții de la studenți niște răspunsuri, pentru că de multe ori studenților se spune să tacă când e vorba de depășirea unor limite, justificată fiind depășirea asta, justificarea o dă proful, de regulă, spunând că dacă vrei să ieși artistă sau artist, trebuie să... Dar accept lucrurile astea. Până la trainingul propriu-zis, e vorba despre faptul că atunci când intri într-o sală de actorie, nu poți să pleci de la prezumția că, că toată lumea de acolo este heterosexuală, de pildă. Ca urmare, nu poți să pleci de la prezumția că îți permiți să tratezi relațiile de gen într-un mod standardizat. Iarăși, nu poți să pleci de la prezumția că modelul tău mental, că toate fetele trebuie să aibă un metru de la actorie, să aibă 1,70 și 60 de kilograme, este singurul model valabil. Pentru că modul ăsta de abordare, de pildă, poate afecta foarte mult persoane care nu sunt atât de corponormative, dar care pot fi extrem de talentate. Iar teatrul și filmul au acest specific, și anume faptul că reflectă societatea. Dacă în societate nu avem doar femei până în 30 de ani și de 1,70 și 60 de kilograme, înseamnă că la un moment dat o să avem nevoie și de actrițe care să nu se supună acestui model. Toate aceste, până să se ajungă la forma fizică de intromisiune în viața, în intimitatea actorului, unde limitele sunt extrem, cum zicea domnul Popescu, extrem de delicate, se parcurge această etapă în care prezumțiile cu care intră un profesor care preia anumite cadre mentale din propria studenție, de unde or fi, s-ar putea să producă efecte, mai ales psihologice, negative și pe termen lung, și să nu fie constructive inclusiv pentru scopul acelui curs. Cum spuneam, mi se pare că cel mai nociv este această prezumție a orientării sexuale a tuturor. O să vreau să văd punctul de vedere al lui Adrian Schiop. Înainte o să amintesc că Bogdan Budeș a făcut un spectacol, un text foarte interesant, Oleana, lui David Mamet, din anii 90, care are niște nuanțe pe care am putea să le aducem în discuție un pic mai încolo. Adrian Schiop, cum vezi tu lucrurile? Cred că are un efect pe de o parte bun, că se mai civilizează și lumea, adică trebuie să fii atentă la, cum zice și Iulia, că nu poți să bagi lumea, adică să pornești de la prezumția de heterosexualitate, e important, sau și să asigura în public, nu știu, e chestie minimală, să știi că nu poți vorbi orice, să trâncănești. Ai urea? Trebuie să fii atent la ceilalți și la diversitate, cumva. Nu știu.
Pe de altă parte, în societatea noastră, de acum, mi se pare că se exagerează în sensul că dominația asta a liberalismului, a neoliberalismului, plusează pe drepturi culturale, pe politici identitare, în defavoarea drepturilor economice. Adică îți dă premii simbolice. Nu îți dă bani, dar îți dă drepturi culturale. Ok, drăguț, dar parcă mai important totuși drepturile culturale decât drepturile astea la individualism extrem. Pe de altă parte, adică se poate cumva și mai rău. Adică e bine. La sfârșitul zilei e bine că se întâmplă asta. Adică, nu știu. E bine că... Că e asta. Adică orice, în ultimă instanță, asta e, cum ar veni, e aici, cred că e ideologia hegemonică în vest, în țările din Occidentul bogat, asta, a corectitudinii politice. În sensul că, ok, ești în UE, domnule, astea sunt, astea setul de valori pe care trebuie să o respect pentru minorități, adică ești între vrei între noi, frate, trebuie să înveți și asta. Pare rău. Face parte din, vine la pachet cu bunăstarea economică pe care cumva ți-o dăm. E formă de ideologie, zic eu, dominantă la ora actuală, hegemonică, în vest, în spațiul ăsta. Eu aș vrea să mai adaug o precizare, fiindcă tot se discută despre Statele Unite și Uniunea Europeană și cred că situațiile sunt diferite, pentru că în Statele Unite libertatea de exprimare este prezentă în primul amendament al Constituției, deci este prevăzută ca o libertate consfințită, ca o libertate care nu este restricționată. Prin urmare, diferite instituții, între care și, bineînțeles, și universitățile, au simțit nevoia să suplimenteze această absență constrângerilor asupra libertății de exprimare prin politici. Și în felul ăsta s-au născut aceste politici ale, care sunt poate astăzi numite peorativ corectitudine politică, între care sunt și lucruri cu impact, în fine, juridic, cum a spus Iulia. Deci dacă există probe serioase, avem cazul Harvey Weinstein, nu, care a dus, într-adevăr, un caz penal. Adică nu este doar o situație. Pe de altă parte, în Uniunea Europeană avem o situație diferită, pentru că în Uniunea Europeană, și aici discuția e gravă, a existat, în Europa a existat un Holocaust. Și după Holocaust, multe țări europene occidentale inițial, ulterior și noi, și noi avem o lege similară, au simțit nevoia să consfințească prin lege. Deci nu este în Constituție, dar există legi speciale privitoare la discursul urii, care restrâng libertatea, deci practic introduc o cenzură. Și asta se întâmplă, bineînțeles, cum spuneam, din cauza că s-a văzut că o exprimare fără limite poate duce, exprimarea urii, vreau să spun, poate duce la atrocități împotriva minorităților etnice, sexuale, e vorba și de homosexuali. Și ideea a fost să găsim modalități de, bineînțeles, de sancțiuni. În România avem o asemenea lege care, din păcate, nu se aplică. Deci chiar de curând am avut o situație similară privitoare la cazul Mircea Vulcănescu. Avem bulevardul Octavian Goga și alte statui ale unor persoane a căror propaganda este interzisă prin lege și străzi. Și aș tot asta, referitor la asta, în continuarea argumentației, domnule profesor, că în UE ai cumva nevoie de chestia asta de restrângere a discursului urii. Adică ești un conglomerat, America e cumva un stat omogen, ok, e stat englez, adică e vorbitor, dar aici sunt o grămadă de state, adică trebuie să cenzurezi discursurile extremiste, îmi pare rău, nu se poate altfel. Să faci o Europa federativă, dacă nu restrângi puțin în zona asta, adică... Eu nu vreau să par o moară stricată, dar țin să spun încă o dată că tot ce înseamnă corectitudine politică e o chestiune de discurs. E o chestiune de adresare către celălalt, de
discursivizarea celuilalt, e doar în cuvinte. Corectiunea politică e doar despre cum vorbim. Și comportamente. În momentul în care punem mâna pe altul, deja discutăm despre cu totul altceva. Putem să discutăm faptul că toată povestea despre corectiunea politică influențează cumva schimbarea paradigmei în care femeile nu sunt crezute atunci când declară despre viol decât dacă vin cu alte, cu alte dovezi. Deci, chestiunea despre credibilitatea femeilor în acuzele de infracțiuni sexuale, unde de obicei asta au acest specific că de obicei nu sunt cu martori, nu e ca și cum chem tot poporul să vadă ce se întâmplă. Dar, în esență, tot extinderea sferelor de infracțiuni sexuale, despre care s-a tot pomenit aici, nu are legătură de niciun fel cu această poveste a corectiunii politice. Este despre cu totul și cu totul altceva și țin să fiu această moară stricată, pentru că, pentru că noi suntem țara în care copilele de 13 ani se prezumă de către judecători că au avut discernământ în cazul unor abuzuri sexuale săvârșite de bărbați cu 30-40 de ani mai în vârstă decât ei. Aici nu, dacă începem să aducem chestiunile despre hărțuire sau în domeniul ăsta al mulhulit al corectiunii politice, riscăm să aducem cumva, să facem mult rău într-o situație în care România, da, cu acest aspect respectiv, tratamentul infracțiunilor sexuale, să spunem, are o problemă masivă. Și deși am fost condamnați de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, noi continuăm să credem în consimțământul cu discernământ al unor copile de 11 ani. Da, într-adevăr, e un domeniu separat. Vorbim despre discurs și comportament. Nu, vreau să mă întorc un pic la prima întrebare, dacă se simte corectitudinea politică în România. Deci, da, aici... surprinzător, sunt de acord cu Iulia, corectitudinea politică se referă la grija față de cuvânt. Eu aș formula un pic altfel, o manie obsesivă de a modifica limbajul într-o speranță iluzorie în mintea mea și tocmai de asta, din nucleul ei, această ideologie va duce la abuzuri tot timpul, în dorința aberantă de a modifica realitatea. Ăsta este traseul, cum îl văd eu, al corectitudinii politice. Schimbăm cuvintele și în felul ăsta visăm că și realitățile pe care aceste cuvinte le denumesc se vor modifica. Realități care înseamnă relații între oameni, poziții de putere și așa mai departe. În al doilea rând, sigur că dacă te duci la mine în piață la mine și nimeni nu știe ce e corectitudinea politică. Sau acum ieșim pe stradă și întrebăm, nu e o problemă. Dar nu e o problemă nici în Statele Unite, dacă te duci la fermier cât timp ce își mulge vaca. Nici ăla nu cred că știe ce e. Adică ea nu e o problemă nicăieri. Așa cum nici comunismul n-a fost nicio problemă nicăieri, nici nazismul n-a fost nicio problemă nicăieri, până a fost. În privința Partidului Aur. Sigur, tocmai pentru că în discursul intelectualilor care trebuie să fie atenți la aceste... Unii le zic derapaje, eu le spun derapaje încă din structura acestui sistem de gândire, pentru că nu sunt atenți și nu reacționează, chiar dacă se întâmplă acolo, chiar dacă se întâmplă doar la Universitatea X sau în legătură cu spectacolul Y sau cu filmul Y, tocmai de asta au apărut organizații, cum e AUR, au apărut indivizi cărora le scriu discursurile persoane extrem de atente, cum este Vladimir Putin, care în ultimul lui discurs exact despre asta a vorbit, și confiscă acest discurs, care el ar trebui să fie discutat de o manieră echilibrată. Acum iarăși este un cuvânt periculos, pentru că atâta timp cât s-au polarizat atât de mult cele două tabere, e greu să se găsească echilibru. Sar de la un alt pentru că s-au spus niște lucruri și aș vrea să răspund așa un pic la fiecare. Sigur că abuzurile sexuale n-au nicio legătură cu corectiunea politică. Unele pot fi evidente, sunt de competența justiției. Acum că judecătorii, unii consideră că a avut fata discernământ, asta e cu tot altă discuție. Adică eu nu cred că ar trebui să mutăm discuția despre corectitudinea politică, care înseamnă... felul în care ne raportăm, felul în care ne folosim limbajul în contact cu celălalți,
cu agresiunile sexuale. Legătura e făcută cumva de raporturile de putere, pentru că aici au apărut discuțiile cu, da, cu Harvey Weinstein și așa mai departe. Acolo ce acuză activiștii, și numai activiștii, și mie mi se pare scandalos, este că el s-a folosit de puterea pe care o avea pentru a-și satisface poftele sexuale și așa mai departe. Însă, aici mai e un punct de vedere pe care l-am văzut de la persoane echilibrate. Și nu e vorba de fete de 13 ani. Este vorba de actrițe adulte care sunt chemate la ora 4 dimineața în cameră și e clar că nu te-a chemat să-ți arate o colecție de timbre. Adică, până la urmă s-a dovedit că în anumite cazuri au fost abuzuri. În cazul lui Harvey Weinstein e un pic mai complicat. Foarte multe au mers pe valul ăsta ca să câștige notorietate. Eu aș duce discuția în altă zonă. Da, și aici zonă, m-aș opri cu... Pentru că avem și două legături via internet, regizorul Tudor Giurgiu și artistul vizual Dan Perjovski. Tudor Giurgiu e în filmări, așa că o să vorbesc cu el mai întâi, pentru că nu are prea mult timp. Tudor, am vrut foarte mult să intervii în emisiune după ce am văzut câteva observații ale tale după ultima berlinală și ai avut acolo două puncte de vedere. Unul, apropo de agenda festivalurilor internaționale care bifează o anumită tematică, și al doilea, legat de felul în care o animație norvegiană era pe punctul să nu se mai difuzeze pentru că o organizație antirasism a tras niște semnale de alarmă. E un drum periculos? Eu cred că lucrurile au ajuns într-un punct, cel puțin în zona noastră a filmului, destul de complicat și greu de... Adică greu cred că vom reveni la normal, pentru că e o agendă, e o presiune care vine din partea Uniunii Europene, a varilor organizații care acordă finanțări pentru filme, în a bifa o agendă, în a te asigura că nu spui asta, că nu faci rău. Și există astfel de oameni, de organizații care nu se mai uită la conținut, nu se mai uită la fond, nu mai privesc filmul cum cred că trebuie privite filmele, ci încep să-l judece pe cu totul alte criterii. Și recent, trecând de isprăvile astea pe care le-am văzut la Berlin, recent s-a întâmplat o chestie și mai bizară. Am intrat Festivalul de Film de la Cluj alături de 6 alte festivaluri europene într-o rețea cu scopul de a colabora, de a face schimburi de program, de film. Am primit o finanțare de la programul Creative Europe al Uniunii Europene. Fiecare țară, fiecare festival trebuia să propună un film care apoi să fie promovat și să aibă o vizibilitate în celelalte 6 festivaluri din rețea. Și am propus împreună cu Mihai Kirilov un film românesc recent, care n-a avut premieră, un film aparținând unui regizor care e la al doilea film. Nouă ni s-a părut un film valid din punct de vedere estetic, un film care stă pe picioarele lui, un film care are ceva de spus. Reacția celorlalți 6 colegi din rețea a fost: domnule, da, înțelegem opțiunea voastră, dar atenție, personajul e numai, filmul are doar bărbați, în personajele feminine sunt aproape absente, personajul principal are remarci foarte macho, nu e, riscăm să deranjăm cu filmul ăsta și să filmul să se bată cap în cap cumva cu aplicația făcută de această rețea pentru fonduri europene. Și sigur că, în fine, nu știam detaliile astea sau nu credeam că ele, adică nu, aceste argumente nu ni s-au părut demne de a fi discutat dacă vrem să vorbim despre, din nou, promovarea filmelor, vizibilitatea și, în fond, valoarea lor. Doar că toți au reacționat puțin așa rușinați, au zis: domnule, da, înțelegem, dar ar fi mai bine să nu. Ia-i să alegem alt titlu, întâmplător sau nu, au ales un alt titlu românesc, cu care noi n-am fost foarte fericiți. Nu e un film pe care să fi fost filmul cu care să ieșim noi așa, port drapel, dar e un film care e safe din punctul ăsta de vedere. Ori, cumva, toată discuția asta pe mine mă sperie puțin. Mă sperie pentru că nu așa am crescut, nu așa am fost obișnuit, nu așa am lucrat până acum. Și
Cumva e și ce ai pomenit și ce am scris, am văzut recent la Berlin, e tot mai puțin, e tot mai puțin preocupare, cred, pentru a ajuta niște filme care poate nu sunt neapărat cele mai, în ghilimele, corecte, dar sunt filme care au ceva de spus, sunt filme care au un punct de vedere, sunt filme poate făcute fără toți banii din lume și toate institutele și televiziunile și platforme, filme poate independente, mici, dar care sunt puternice din punctul ăsta de vedere, dar ele se pierd pentru că e un stres major. Să ne aducem aminte și la Cannes, fiecare an înaintea conferinței de presă, când se anunță selecția, e o teroare în a calcula câte filme sunt regizate, produse de femei, câte de bărbați. Presa de-abia așteaptă să le sară. Adică cred că e o presiune nenecesară și cumva care mă face să fiu foarte sceptic așa pe viitor. Pot să spun ceva? Da, te rog. Cum se simte corectitudinea politică în România? Așa, ajungi să faci lucruri safe. În cazul de care pomeneai, că n-au ajuns la facultate, da, dar în cazul ăsta nu mai primești bani. Tu trebuie să faci totul safe. Scrii pentru AFCN un proiect, trebuie să bifezi anumite puncte ca măcar să te gândești că ai șansa să primești finanțări. Scuze-mă, la AFCN principalul punct pe care trebuie să, și în general la finanțările publice pentru cultură, principalul lucru pe care trebuie să-l bifezi este să aduci cât mai mulți bani și să faci cât mai multe activități cu cât mai puțin bani. Eu acum am reluat niște plângeri ale unora care au depus. Așa. Și cumva, da. Da, deci, să mergem de la următorul principiu. Orice finanțator vine cu o grilă. Statul are tendința de a fi cel mai, cum să spun, cel mai liberal din punctul ăsta de vedere. Da, dacă vrei, putem să discutăm despre finanțatori privați care au refuzat finanțarea pentru că nu erau de acord cu discursul produs. Că nu cred că asta este cea mai mare problemă la în ce privește finanțările românești, pentru că asta este și discuția pe care o aducea Tudor. Nu cred că suntem în situația în care finanțările românești publice sunt căpușate de un exces de corectitudine politică în care se numără femeile și minoritățile sau se face norma de cuvinte frumoase. Dar știu foarte bine că lucrul ăsta nu este adevărat. În ce proporție trebuie să se întâmple lucrul ăsta ca să ne îngrijoreze? Da? Eu pot să fiu îngrijorat că există un critic de teatru în România care chestionează dreptul unor regizori bărbați de a monta un text despre niște lesbiene? Pot să fiu îngrijorat că dacă acel critic ajunge într-o poziție de putere, ar putea interzice apariția unui asemenea spectacol? Și ce propui? Nu, întreb. Pot să fiu îngrijorat? Pentru că noi de asta discutăm acum aici. Ce propui? Pentru că aici discutăm despre fenomene sistemice, nu despre faptul că, de pildă, și eu sunt îngrijorată de faptul că sunt veșnic întreruptă când vorbesc de către bărbații cu care intru într-un dialog și că 90% din spectacole produse în teatrul public în România au autori bărbați. Și ce propui? Cum? Eu nu propun. Cum să fie montate texte scrise de femei? Eu n-am spus că am o problemă cu chestia asta. Tu nu, ai spus că ai o problemă nu, cu teatrele care... Nu, aș spune că aș putea să am o problemă. Hai să avem și așa conștiința timpurilor verbale. Deci nu ai o problemă cu faptul că teatrele montează urma texte scrise de bărbați? Eu nu am o soluție pentru chestia asta, dar este treaba mea să constat fenomene. Da. Dacă tu ești deranjat de către o persoană, de către nu știu ce, ajungem în continuare la politica identitară, eu despre care sunt... discută corectitudinea politică. Eu nu am spus că sunt deranjat. Eu am spus, am dreptul să mă întreb. O să continuăm discuția asta, dar mai profităm un pic de Tudor. Tudor, deci tu vorbești acum de momentul în care se va ajunge la un fel de cenzură, autocenzură interioară. Iulia vorbea de faptul că nu sunt norme finale corectitudinii politice în finanțările românești prea evidente, dar tu vorbești despre un traseu internațional al filmelor care, iată... Da, adică îi dau dreptate Iulie. N-am simțit în România o astfel de presiune, dar ce se întâmplă în zona europeană, cel puțin, îmi dă aceste motive de scepticism. Mi-aduc aminte, acum 4-5 ani filmam în Spania la filmul meu, la Parking, și
coproducătorul spaniol, care, sigur, era o voce importantă, adusese și niște bani, găsise niște bani regionali și niște finanțe din Spania, m-a rugat să fiu mai atent la felul în care personajul principal la fel are niște remarci, poate referitor la femei, la relația lui cu femeile, și că îi se pare un pic neplăcut. Și am spus, Olmo, nu, e parte din poveste, din scenariu, ăsta e personajul. Eu nu pot acum să schimb niște lucruri doar că ți-e frică ție de felul în care e receptat filmul. Hai să ne gândim cine e personajul, de unde vine, ce biografie are. Adică de atunci am avut cumva sentimentul ăsta că există un risc de a edulcora, de a softa, de a păcăli de fapt oamenii, sau de a ne pune la adăpost de orice posibile riscuri, ceea ce cred că pentru domeniul ăsta artistic, pentru film și poate că și pentru alte arte, mi se pare o chestie foarte neplăcută. Știu că sunt și grile, teste în care se citesc scenariile atunci când e vorba de finanțare. Vorbim tot de nivel european și se bifează anumite puncte dacă povestea ta răspunde anumitor cerințe care, iară, nu au legătură cu dramaturgia, cu povestea. Ori lucrul ăsta, din nou, pe mine mă sperie, sincer. Mulțumesc, Tudor. Aș simți nevoia să aduc în discuție, plecând de la ce spunea domnul Giurgiu, dar și de la discuția dintre Iulia și domnul Budeș, faptul că tot subiectul acesta pare să lase în umbră ceva, cred, mult mai important, și anume libertatea de exprimare. Practic, sunt semne care arată că va trebui să ne preocupăm din ce în ce mai mult de lucrul acesta, pentru că politicile educaționale, cele culturale, acolo unde banul public este investit, au în vedere exact acest raport de autoritate. Este exact ce spunea domnul Giurgiu puțin mai devreme. Finanțatorul e atent, nu atât pentru că ar vrea să-l corecteze pe regizor, cât mai ales pentru că în spatele lui sunt alte grupuri de interese. Adică un finanțator, nu vă imaginați că e cineva de unul singur. Despre jocurile economice, da, de fapt, care sunt în spatele unor exagerări asociate cu corectitudinea politică, o să vorbim, dar aș vrea acum să luăm și legătura cu Dan Perjovski. Dan, tu ai călătorit mult și ești un om care în arta ta pui în prim plan și ideea de public și ideea de libertate. Cum vezi tu lucrurile? E un subiect extrem de complex, subiectul ăsta pe care îl discutăm noi aici. Eu am o formulă simplă pentru mine, pentru că de 20 de ani eu lucrez cu limbaj și lucrez cu limbaj în culturi care nu sunt ale mele. Și atunci formula mea se cheamă responsabilitate de expresie, nu libertate de expresie. Deci eu o să contrazic ce s-a spus în emisiune până acum și o să spun că România are nevoie de mai mult political correctness, pentru că suntem țara în care avem următorul limbaj, spunem aurolaci sau boschetari, sau folosim cuvântul autist ca un adjectiv. Și suntem țara în care, dacă intrați într-o sală de curs, că vorbim de educație, este o icoană ortodoxă acolo. Una. Deci nu că cine mai studiază, ce părinți, de unde, nu știu, e o singură icoană pusă. Deci eu cred că avem povestea asta, Tudor spunea de normalitate. Normalitatea asta e culturală. Toată povestea pe care o discutăm vine din alte culturi și la noi s-a receptat ca un ecou extrem de negativ. Dacă vă uitați pe Wikipedia, political correctness în engleză e despre efecte reparatorii, emancipare, iar în românește, în limba română, e doar despre cenzură. Deci noi, pentru că n-am avut libertate de expresie 50 de ani, am reacționat extrem de atent și negativ, pentru că ni s-a părut că este ceva care ne cenzurează discursul. Ori eu cred că nu e așa, că bineînțeles că sunt de acord cu orice exces, cum spunea și Tudor mai devreme și cum s-a spus în emisiune, sigur că excesele astea sunt paranoide
și sunt duse chiar acum în America, e o interpretare că este folosit de extrema dreaptă, political correct, așa, în fine. Deci astea pot duce la lucruri extrem de injuste, neplăcute, dar în același timp, știți că noi le spunem cenzură, să avem grijă, nu mai putem face, nu știu ce, nu știu. Doamne, vrei banii din Europa, Tudor? Alea-s condiții. Vrei banii de acolo? Aia e condiția, cum a zis domnul Șchiu mai devreme. Vrei în clubul ăla? Alea-s normele. Eu nu zic că sunt bune. Dacă nu sunt bune, trebuie discutate, trebuie vorbit, bineînțeles, poate ăsta e rolul nostru din România în clubul european. Să zici, domnule, stai un pic, uite, din punctul ăsta de vedere, s-ar putea să ajungem că nu mai putem să mișcăm deloc pentru că nu știu ce chestii. Dar eu vreau să vă dau un exemplu. Acum, la una din documentele de la Kassel, nu asta, ci cu precedenta, în 2000, în documenta 14, era o lucrare a lui Marta Minujin, care e o artistă din America Latină, din Buenos Aires, și era un templu enorm construit din cărți cenzurate, din 25.000 de cărți cenzurate. Pentru că o carte în România se poate citi, nu se poate citi la Buenos Aires, una de acolo se poate citi aici, găsiți, cum zicea Iulia, la Tonomat îl găsiți pe Zelea Codreanu, dacă vreți să mergeți pe tent, etc., etc. Deci problema asta cu controlul pe limbaj e o problemă globală. Political correctness, în definirea lui strictă, este un mod de a folosi limbajul ca să nu ofensezi. Să lași emancipare, să repari ceva ce s-a făcut. Și ca să închei, că nu și eu mă grăbesc ca și tu, și eu sunt la filmări, dar la doctor. Mă duc la doctor. Trebuie să vă spun așa, ce credeți dumneavoastră? Credeți că ar trebui să avem și noi un carton de ăla explicativ când dăm filmele lui Sergiu Nicolaescu pe televiziunea română sau când dăm filme în care tovarășii rezolvă probleme în timp ce la canal se murea, aici era fericirea extremă? Trebuie să băgăm un carton care să explice un pic despre ce e vorba sau nu? Și vă mulțumesc! Mulțumim pentru întrebare și pentru intervenție, Dan. Aș vrea să adaug și eu ceva, fiindcă noi vorbim atâta de presiunile, excelentă intervenția lui Dan, apropo, și foarte utilă economia discuției. Deci noi vorbim atât de presiunile acestea ale Uniunii Europene, ca și cum e o năpastă așa care s-a abătut asupra noastră și noi, amărâții, încercăm să ne salvăm libertatea actului artistic, uitând că noi suntem din nou într-un context cultural foarte diferit, ultraconservator, foarte ortodoxist, în care, de exemplu, dacă un amic al meu poet vine și scrie, fiindcă și eu sunt și poet, dacă vine și scrie un vers de tipul Iisus a născut în neprubetă, există un asemenea amic care a scris un asemenea vers, se ofensează toată ortodoximea și, mă rog, lumea bine, bien pensant din România. Deci avem și aici o, cum să spun, un fel de așteptare conformistă în privința anumitor lucruri care nu trebuie spuse. Deci există taburi în societatea românească privitoare la ce trebuie spus și la ce nu trebuie spus. Dar de altă natură. În legătură cu ortodoxia sau cu personaje religioase. În schimb, ne ofensăm foarte tare dacă se interzice libertatea de a înjura evreii, adică lucruri care știm foarte bine că în istorie au avut un impact foarte grav și au dus la criminalitate. Adică noi de fapt folosim, așa cum a sugerat și Dan cumva, vorbind de dreapta conservatoare din America, legitimăm și folosim foarte ușor în societate taburi privitoare la un anumit aspect al culturii, mă rog, religiei, dar suntem foarte supărați pe tot ce înseamnă drepturile minorităților și grija de a nu răni sensibilități. Aș vrea să spun două lucruri aici, pentru că n-aș vrea să lase să se răsogorească așa informația asta, că de două ori a apărut această formulă și nu că aș fi eu în mod special avocatul Bisericii Ortodoxe Române, că nu sunt, dar acest discurs putinist-ortodoxist în această formulă este extrem de limitat în Biserica Ortodoxă Română. Biserica Ortodoxă a luat poziție împotriva războiului din prima zi, actualul purtător de cuvânt cred că are 4 postări pe Facebook zilnic în care atinge acest subiect. Deci ortodoxist-putinist este una. Ortodoxia de care se... Ba da, în prima formulare așa a fost ortodoxist-putinist. Și atunci n-am apucat să...
Și mai era ceva. Sigur că este absolut scandalos să, nu știu, nu să înjure evreii, să spun lucruri și mai grave, acum în contextul războiului, Zelenski fiind evreu, citesc lucruri de se ridică părul în cap. Însă pot să fiu, să fiu contrariat, amuzat, mirat, nu vorbim de evrei aici, că cineva îmi poate cere să-i spun că el este Adamas gender, care înseamnă că refuzi să fii prins într-o categorie. Eu nu înțeleg ce înseamnă asta. Sau pot să fiu mirat că cineva vrea să fie ambonec sau amica gender. Ambonec este cineva care se identifică și cu bărbatul și cu femeia, dar cu niciunul așa în același timp. Așa se întâlnești aceste cuvinte. Da? Că trebuie să le citești de pe telefon. Știu că trebuie să... De-aia l-am salvat. Sunt vreo 45. Da? Am ales 4. Da, așa. Eu pot să problema spun... este următoarea. Eu nu cred că noi discutăm aici... Adică eu cred că ar fi grav dacă am ajunge să vorbim despre lucrurile astea în momentul în care el încep să ardă la noi. Pentru că eu știu că sunt... trebuie să ne îngrijorăm. La eu văd numai puțin, pentru că nu am terminat și erai deranjată că te întrerupe. Eu nu sunt deranjat, dar ca să ne putem auzi totuși. Eu urmăresc pe Facebook, unde se manifestă, nu mă pot duce la întâlniri și la... că nu mă interesează în mod special. Există grupuri în România care militează pentru aceste poziții extrem de radicale, violent radicale, care se întâmplă și s-au întâmplat în campusurile americane. Există. Sunt mici grupulețe. Au un limbaj extrem de violent. Pornind de la, să spun, inofensivul creștinopat, până la mult mai violente. Le sunt. Am prins screen-uri, le-am urmărit. Adică, nu știu, mă interesează acest lucru. Deci, normal că în marea masă a societății românești, aceste lucruri nu vor avea un impact. Eu sper să n-aibă niciodată și să rămână undeva acolo, să-și exprime aceste nemulțumiri, aceste revolte, și Iulia, dar să nu ajungă în poziții de putere. Bagă ele. Vă rog. Gata? Da. Ei, sunt perfect de acord cu tine. În momentul sunt perfect de acord cu tine. În momentul în care în societatea românească, în grupurile largi, nu alea mici unde faci prin screen-uri, alea unde mergi pe stradă, nu voi mai auzi glumițe tractoriste despre femei sau despre evrei sau despre romi sau despre oameni grași. Atunci când viața mea de femeie privilegiată din toate punctele de vedere, sunt albă, sunt educată, am un nivel financiar... Da, dacă în viața mea de femeie privilegiată aș putea să scap de fluierat pe stradă, de expresii precum din spate liceu, din față muzeu. Să continui? Nu e nevoie. Da? Dacă aș putea să ajung în situația în care aș crede că oamenii totuși nu pleacă de la premisa că un film făcut de o femeie sau care are o distribuție predominant feminină este by default mai prost. Ca urmare, nu facem așa ceva pentru că, în mod sigur, nu o să vină publicul. Atunci când n-o să mai constat faptul că 80% dintre absolvenții de regie de teatru din țara asta sunt fete, dar 90% din spectacolele din instituțiile publice, din teatrele de stat, sunt regizate de bărbați. Când lucrurile astea o să fie cumva mai echilibrate, atunci îți jur, îți promit solemn că o să încep să mă îngrijorez despre cum o să ajungă la putere aceste grupuri marginale care vor impunerea unor cuvinte pe care trebuie să le citești de pe telefon, că nu le poți ține minte și ne tândești suficient de des cu el. Adischiop. Nu o să apuc să răspund, că ai spus foarte multe, dar măcar o să ne amintesc două, trei să... Mie îmi place umorul de autobază, adică de tractoriști. Nu am o problemă cu el. Adică nu mi se pare din start greșit. Adică e felul de a glumi a claselor populare. Trebuie să... Bine, umorul prin esența lui e insolent. Așa zic și eu. Unele, da, sunt riscate. E preferabil să le țin privat. Da, e o zonă lingvistică care merită toată atenția. Adică glumele intelectualilor sunt mult mai
bășite, să le zic. Decât dacă te duci, nu știu, în ferentar la o crâșmă, adică râzi în toată inima. Da, acum, bun, de cum vorbesc cu oamenii în ferentar, sau asta e altceva. Vorbim despre cum se simte discursul la nivel public. Dacă tu, de pildă, ca scriitor și om cu o identitate asumată, te simți în vreun fel... Eu nu. Cenzurat în exprimare? Ai simțit că discuția, de pildă, despre drepturile minorităților sexuale s-a schimbat în ultimii ani? Da. Da, o deveni mai politică. Și? E bine? În măsura în care n-ajunge în limbă de lemn. Adică e multă limbă de lemn. Dacă reuși... Probabil e o fază de creștere. La un moment dat trebuie depășit. Adică e oroare. Adică orice tractorist vorbește mai... Are o limbă mult mai plastică decât... Și probabil genul ăsta de limbă și corect, și cum eu o numesc limbă ONG-izată, are legătură cu faptul că lumea consumă prea mult timp scriind proiecte. Și scrii proiectele alea, afecționiste, în care sunt un anumit gen de limbaj, de lemn, sinistru, care ajunge să-ți deformeze și limbajul de artist. Și ies niște monștri. Îmi pare rău. Așa văd lucrurile. Eu îl văd pe Adi foarte fervent apărător al libertății de expresie, al plasticității artistului. Și mă gândesc că noi vorbim mult despre limba și cum ne raportăm la celălalt. De pildă, în românește, pluralul e masculin. Și am văzut că acum există o atenție să spui artiști și artiste, scriitori și scriitoare. Trebuie să pui și un X la final în anumite situații. Nu trebuie. Știu, nu, da, asta zic că mi se pare un pic pedant, dar bun, înțeleg că există nevoia și de... Există și antoneștieni, există și fasciști. Există... A, deci sunt aceeași linie, nu, da? Nu, există extreme peste tot. Mulțumesc. Dar mai sunt și lucrurile, vorbim de limbaj, dar mai sunt și lucrurile la nivel în practic, adică avem paritate de gen, avem angajări în care sunt preferate femeile sau sunt preferați oameni din rândul minorităților. Pentru mine e, cum să spun, e ca un puzzle discuția asta, pentru că evident venim fiecare cu experiențe, expertize, puncte de vedere. Chestiunea limbajului legat de subiect a atins-o, cred că primul în teatru a fost Shakespeare. Și avea dreptate. De ce? Să nu uităm, mă rog, că perioada era una în care dominanta sexuală în spațiul public avea niște particularități cu totul ieșite din comun la vremea aia. Dar eu n-aș crede că e vorba numai de limbaj. Adică când am adus subiectul libertății de exprimare și faptul că, de pildă, eu nu cred că va trebui să ne preocupăm din ce în ce mai insistent legat de asta, eu nu cred că libertatea de exprimare nu include, ca să preiau... distincția făcută de domnul Perjovski, și responsabilitatea. Adică există niște limite. Limitele astea cine le trasează? Tot vorbiți de aplicații, limbajul aplicațiilor și așa mai departe. Un alt personaj academic mi-a zis, venim vorba de integritatea academică, domnule profesor, cine plătește comandă. Și eu m-am uitat, zic, și am spus că nu m-am abținut, zic, noi vorbim într-o universitate și dumneavoastră folosiți un limbaj care vine din... Și am arătat cu degetul, mă rog, în altă parte. Zice, da, e un fel de a zice. E, aici este problema, felul ăsta de a zice. Deci tot timpul apare chestiunea acestui fel de a zice, care nu duce unde trebuie, pentru că, societatea românească, între alte calități, are și talentul de a nu acorda importanță lucrurilor importante. Nu sunt eu ăsta care am descoperit-o, e descoperită din vechime. Și vă dau un exemplu concret. Nu știu ce s-a întâmplat, dar a trebuit să recitesc romanul lui Rebreanu Gorila, sunt pe terminate. Și când am început să citesc pagini despre politică și limbaj, eu am crezut că citesc un text de astăzi.
când am văzut cum funcționa mecanism, descris de Rebreanu, mecanismul rotativei. Adică noi acum părem că am descoperit un cuvânt. El exista în politica românească încă de la începutul secolului 20. Dar Rebreanu îl folosește insistent. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că practic nu se schimbă mare lucru în natura umană. Adică toate problemele de care vorbim, ele la un moment dat trebuie să, cum să spun, să ducă spre un firesc al relațiilor, un firesc care include ceea ce ni se pare că e nefiresc acum. Adică ce mă interesează pe mine că cu tare, sau de ce aș avea o problemă că actorul ăla care m-a invitat odată în Londra, eram în anii 90 și abia, eu nici nu știam ce e cu comunitățile sexuale, și mă invită un tip realmente senzațional ca să-mi dau seama că toți oamenii din pub-ul ăla au ceva și ăsta se uita la mine și eu i-am spus, zic, băi, ce e aici? Și el s-a uitat, zice, da, ce suntem în... e un bar, aici ne întâlnim. Era un bar de homosexuali. Între ei, cum să spun, că imediat când au auzit că sunt în România, lor li se... domnule, România e țara aia unde... mă, ați auzit de homosexualitate? Sau... și așa mai departe. Și, cum să spun, niște oameni extraordinari. Ăsta a făcut-o special. După aia mi-a mărturisit. M-a dat un test? Da, a fost un test, că am vrut să văd cum reacționez. Știu că ești critic de teatru și așa mai departe. Deci ar trebui într-un fel să fii familiarizat. Zic, bă, nu, pentru că problema asta la noi înainte de 89 era destul de, de dură. Și după 89. Și după 89, până sigur, schimbă... Până în 1996, da, încă se făcea închisoare, da, pentru homosexualitate. Da, ăsta e un argument puternic. Revenind la ce spunea domnul Perjovski, eu am fost, cum să spun eu, realmente jenat în momentul în care, funcționând ca profesor la Sibiu, la Universitatea din Sibiu, participând la deschiderea anului universitar, văd soborul de preoți. Deci îl văd acolo. Am fost singurul care nu m-am ridicat în picioare. Vreau să vă spun că nu mi-a fost simplu, pentru că eu n-am înțeles. Adică știam cât de cât Constituția României. Ce caută? Adică, asta e una. A doua, în camerele Parlamentului, nu? Camera Deputaților, Senatului, la jurămintele, am scris la un moment dat despre valoarea unui jurământ, adică îi pun să jure pe Biblie. Ce valoare au când mulți dintre ei sunt niște ticăloși? Se dovedește după aia. Adică au jurat pe Biblie că fac asta, asta, asta și chestie de limbaj, nu? Bun, o valoare... Și după aia, simbolic, în practica politică, se vede că, de fapt, vorbim de ticăloși în anumite cazuri. Lucrurile astea noi, sunt tolerabile la noi. Adică ni se par, cum să spun, da, e crucea aia pusă acolo, da, dar ce înseamnă, doamne, de fapt, crucea aia într-o universitate? Stai numai puțin. M-am amintit, da, o scurtă reacție, da, la ce a spus Iulia, să selectez ce e mai important ca să nu acaparez. Vei acapara, domnul Budeș, sunt sigur, nu, pentru că îi te adresez Iuliei. Da, nu, foarte, foarte rapid. Iulia a spus, argumentând ceva, că eu ca albă privilegiată... acest fel de a vedea lucrurile, albul privilegiat, eventual creștin, heterosexual, este una dintre vinile pe care... tot această corectitudine politică le adresează societății vesti și așa mai departe. Și cred că este profund greșit ca această culpabilizare permanentă să fie alimentată. Considerăm ce fel de problemă dacă Iulia se consideră vinovată fiind albă. Eu nu mă consider vinovat că Marea Britanie a avut colonii. Nu mă consider vinovat că sunt alb, că sunt creștin, dar, că sunt, nu, și așa mai știu, departe. Nu părea că se consideră vinovată, ci privilegiat. Dar, nu, când spui că sunt privilegiat, înseamnă că ai ceva ce alții n-au. Și merg mai departe, poate Iulia nu merge mai departe, dar sunt mulți care merg explicit mai departe, că resimt asta ca pe o vină. Da? Societatea vestică, noi nu. Argumentul, pentru că noi cum spune francezul, se la un peu tordu. Adică, da, societatea vestică este... este și totul a pornit din campusurile americane, activiști și așa mai departe. Este se autoculpabilizează și astea sunt la... Te rog, nu trebuie să argumentezi, pentru că se pot găsi ușor lucrurile astea. În primul rând trebuie să clarific eu că nu mă simt vinovată de vinile umanității. Poate te simți sau nu, dar eu nu mă simt. Privilegiul, da... Dar nici nu te-am întrebat, scuză-mă, Bogdan. Privilegiul
este pentru mine conștientizarea unor avantaje de care nu, care nu sunt meritul meu. Da? Nu am un merit pentru faptul că vin dintr-o anume familie, că, sunt albă, nu am un merit, la fel cum nu am nicio vină, niciun merit că m-am născut în această țară. Toate lucrurile astea constituie un avantaj pe care îl am în relație cu restul, cu foarte mulți din cei din jurul meu, în același timp în care am și un deficit de privilegiu în societatea în care trăiesc, și anume sunt femeie. Iarăși, nu este meritul, nu este vina mea. Nu mă culpabilizez exact cum nu mă aștept ca un bărbat să se culpabilizeze că e bărbat. Eu nu am de ce și nu cred că cineva în mod individual se culpabilizează sau ar trebui să se culpabilizeze pentru istorie. Asta însă nu exclude faptul că istoria prezintă un set de responsabilități pe care, și nu discut despre situația concretă a beneficiarilor unor anumite fapte din trecut, da? Pentru că aici nu e cazul. Suntem în România, nu discutăm despre cum a fost cu sclavii, coloniile și așa mai departe, ca să nu ne credem mai americani decât suntem. Nu. Privilegiul nu este despre culpabilizare, e despre conștiința unui avantaj la start pe care l-ai și despre responsabilitatea, dar nu dacă avantajul ăsta în capul altora. Pe mine nu mă costă nimic să nu... E frumos să nu înțeleg cum se întâmplă asta în viața reală. Eu nu consider că am un avantaj născându-mă așa sau că am un dezavantaj, că am nu știu ce. Nu, că sunt miop. Dar nu am. Hai să luăm mai concret. Eu cred că e o chestie de bun simț, adică e o chestie de cultură burgheză. Toți suntem burghezi aici. Să te simți cumva vinovat. Adică altfel ajungi la genul de reacție cretină care o vedem prin diaspora. Da, am ajuns, eu mi-am făcut banii mei, eu ăla dă-l dracu că nu e bun de nimic, să luăm ajutoare sociale. Ajungi la tot soiul de derapaje de astea idiote. Deci eu nu cred că asta cu ok, cum e instrumentalizată de corectitudinea politică, e altă treabă. Dar e pur și simplu o chestie de cultură burgheză de bază, de educație burgheză de bază. Să te simți. Dom'le, eu m-am născut într-o familie mai bine situată, ai mei o tras de mine să fac o facultate, m-au ținut în facultate, mi-au dat niște meditații și am niște... Și să mă gândesc că e un raport cu amărâtul ăla care e... ține de volan, am avut niște privilegii. E de bun simț asta. Și repet, de cultură burgheză de bază. România e cultura de îmbogățiți de prima generație. Prima, și asta e o problemă cu toate aceste culturi estice care vin din comunism și oamenii, prima generație care au făcut bani și prima generație care are chestia asta de meritocrație. Dar e periculos. La a doua generație, care are bani, e chestie de respect. De, nu știu cum să zic, de bun simț. Să zici, da, domnule, nu, am avut niște avantaje. Că taică mi-a dat un apartament, că mi-a dat niște bani. Doamna Palade, după care o să vreau să vedem niște imagini din spectacolul. Eu aș vrea să accentuez și un alt, adică să mut puțin discuția de la vinovăție, care e un concept moral, juridic, dar care oricum generează multă tensiune, după cum vedem, la un alt concept pe care eu mă ocup și de etică la facultate și e un concept care ar putea să fie valoros, acela de empatie. Deci, în momentul în care eu nu sunt LGBT, dar pot să am o empatie și am, având prieteni, pot să am o empatie cu persecuțiile împotriva acestor minorități sexuale. Nu sunt evreică, dar am, cred, multă, sper, empatie cu zona asta, deși nu am etnicitatea. De culoare mai sunt, fiindcă am o origine mai sudice și o identitatea mea nu este de albă imaculată și nu mă consider așa. Am o oarecare empatie cu minoritățile rome, aici este, mă rog, mă ajută puțin pigmentarea. Dar e foarte valoros conceptul ăsta de empatie, pe care nu știu cât îl cultivăm în societate. Deci noi ne raportăm așa, tot individualist, cam ce sugerează Adi, defensiv. Toată lumea e defensivă, eu nu sunt vinovat, nu sunt vinovat. Dar ce-ar fi să încercăm un pas spre celălalt? Adică oamenii ăștia au suferit. E clar, noi nu mai avem evrei în România, dar a fost un holocaust în Transnistria. Homosexualii au suferit. Dacă mergem la un muzeu queer care există pe strada Mântuleasa, o să vedem homosexuali care au fost arestați. Deci imagini de oameni de cultură care au suferit
crunt din cauza, au fost persecutați. Deci putem încerca abordarea asta și cred că e mai utilă. Da. Sistemul educațional e un mic adagio. El nu e fundamentat pe valoarea empatiei. La toate nivelele. Practic, copilul, adolescentul, el nu este format pe ideea de a avea capacitatea să îi înțeleagă pe ceilalți care nu sunt ca el. Adică standardele în educație sunt mai degrabă bariere decât deschidere spre celălalt. Să vedem imaginile. Oleana, la Teatrul de Artă, din București. Da. Da, Jerry, sunt bine. Nu, am fost puțin cam năucit, dar sunt bine acum, sunt bine. Da. Mă dau afară? Foarte bine să mă dea afară. Nu știu dacă cumva nu asta nu e o binefacere. Și dacă mă costă slujba ce? Ce pot să facă? Ce poate să facă ei? Ce înseamnă asta? Credeam că știți. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Cine? Ați încercat să mă violați. Cum? Conform legii. Eu? Ați încercat să mă violați. Eu? Eu voiam să ies din birou și dumneavoastră v-ați împins în mine. Doamne. V-ați împins cu corpul în mine. Doamne. I s-a transmis avocatului dumneavoastră ca putea înainta acuzații penale. Okay. Juridic mi s-a spus, din punct de vedere juridic, a fost bătaie și tentativă de viol. Ok. Cred că trebuie să pleci. Sigur. Am crezut că știți. Trebuie să sun avocatul. Da. Poate ar trebui. Da. Da, Grace, am aflat. S-a avut. Ești afară. Soția? Oricine ar fi, nu e treaba ta. Ești afară. Da. Da. Grace. Ieși. Ieși. Mă duc. Bun. Da, o să vin. Vin acasă. E ok. Și nu-i mai spuneți soției păpușă. Ce-ai zis? Nu-i mai spuneți soției păpușă. Aici cu corectitudinea ta politică să-mi distrugi mie viața? Ha? Zi! Eu să te violez pe tine! Băi, nu stai așa atent nici cu... Era chiar finalul spectacolului. De fapt, e mai interesant traseul relației lor până se ajunge în acest punct. O studentă care vrea să-și mărească nota, un profesor care e relativ... Și are probleme domestice acasă. Are probleme, dar oricum e dispus să o ajute și propune un fel de lecții particulare. În fine, pe tot parcursul discuției nu pare că ar exista niște intenții, în fine... neoneste în spatele acestei propuneri. Dar, de fapt, e foarte interesant la un punct ping-pongul lor, ping-pongul replicilor, pentru că încep să te întreb dacă în felul relativ condescendent al profesorului sau felul în care își permite să-i povestească despre viața lui privată sau în felul în care își permite să denunțe, să zicem, falsitatea sistemului universitar în care el e un pion de bază. Nu e ceva, nu știu, ușor macist, ușor inadecvat și e un punct de nuanțare acolo. Bun, că studenta respectivă trece de fapt dezastrul în piesă și în spectacol, care marchează bine dezastrul ăsta, e faptul că proful e cu puțin înainte de a promova în carieră.
Și definitivarea pe post și studenta realizează lucrul ăsta. Își dă seama că discursul ei devine din ce în ce mai, cum să spun, apăsat, să nu spun agresiv, dar devine apăsat și practic ceea ce pentru prof ar rezolva o mare problemă acasă, adică vreau să mute, dacă mi-ar rupe într-o casă nouă și mai departe, pentru studentă devine o vulnerabilitate a profului și ea atacă. Obiect aici. De șantaj, nu? Pentru da, e un fel de e o chestie de discurs, dar nu e vorba numai de limbaj, adică corectitudinea politică, din punctul meu de vedere, nu se rezumă numai la limbaj, ci și la gestualitate. Adică, cum să spun, sunt simplu fapt, ești la facultate, ești, da, și vrei să explici ceva și la un moment dat pui mâna pe umărul unui studente. Ce se întâmplă și în piesă. Ce se întâmplă și în piesă. Da, și asta nu pentru că proful și-ar da, ar avea vreo intenție, nu, lui vine natural să facă lucrul ăsta, dar dacă stai să te gândești că el nu-și reprezintă propriul statut în momentul în care face natural gestul ăsta, toată situația se schimbă. Dar ce ne facem în situațiile în care proful respectiv chiar face un gest care încalcă intimitatea? De exemplu, încearcă să o sărute. Eu vorbesc de un caz care a existat în România. Intrăm deja în zona penală de care vorbea Iulia. Bine, aici vorbim de gesturi foarte bine. Un caz cunoscut. Problema, adică una dintre ele, știți bine, și pentru cei care se ocupă de zona de etică și mai ales lucrează pe facerea codurilor de etică, nu așa cum cere sistemul educației, problema e foarte complicată pentru că, de regulă, victimele nu realizează că sunt victime în anumite situații decât mai târziu. Adică că au fost abuzate și mai departe și mai multe victime nu fac o plângere. Da, deci am mai atins da, zona asta. De aici lucrurile se complică, de pildă în sistemul universitar. Pentru că chiar recent nu au fost situații de genul ăsta în care, ca și în cazul invocat al lui Harvey Weinstein și alții, lucrurile apar după foarte mulți ani. E ca și cu plagiatul, lucrurile apar public și noi nu suntem pregătiți, adică sistemul universitar nu e pregătit. Putem să ne pregătim. Asta da. Dacă îmi permiteți, o întrebare. E o pură curiozitate, adică nu e... Există situații în care abuzatorul să nu realizeze că e abuzator? Da. Da. Și să realizeze mai târziu că de fapt a fost abuzator? Numai când e lovit, ca să spun așa, de o intervenție din afară, adică cineva îi spune, domnule, dumneata... Și cum se cântăresc aceste lucruri? Păi care practic vorbim, se întâmplă domnule, bă, deci în capul omului, în sufletul lui. Natura umană. Cum adică... descoperim că cineva a fost într-adevăr victimă și cineva n-a avut intenție să fie abuzator? Păi, ai două instanțe. Una este a victimei care, dacă are curajul să treacă peste... Și aici ai de vorbit mult, nu pentru că ce se întâmplă cu o victimă este realmente, nu poți să pui în discurs logic. E de multe ori o suferință acolo care nu-și găsește propriul limbaj. Ceea ce e deja complicat. E deja complicat. Dar a doua instanță este, cum să spun eu, a microsistemului din care face parte proful respectiv. Adică noi vorbim de comunități aici care sunt agregate, închegate în urma unui pact de încredere. Copilul când se duce la universitate, părinții când află că copilul se duce la universitate și îi dau ok-ul sau copilul are curaj, băiatul, fata, eu mă duc la universitate, vreau să fac teatru. Mamă, nu face teatru, că e o prostie, cum o să trăiești și mai departe. Sau la jurnalism, unde mă duc? Mă duc la București, că e cea mai bună facultate. Asta e pe baza unei încrederi, pentru că nimeni nu știe ce predau eu sau ce predă doamna Palade dinainte. Da. Abia când ne cunoaște în exercițiul funcțiunii și pe baza ce putem să dăm și să și primim de la studenți, pentru că eu văd it's a round trip, nu e un one way, abia atunci lucrurile încep cât de cât să intre în făgaș. Da, dacă nu? Revenim... Am avut colege cu dizabilități, eram în liceu. Erau, până când n-am intervenit, în clasa mea, eram deja între 11, aveam o colegă superbă ca minte, la latină era, o depășea pe profă. Numai că avea un handicap locomotor sever, era adusă de, și așa mai departe. Și băieții golani se luau tot timpul de ea, până când l-am pocnit pe șeful lor, pe la care era lider.
Și din momentul ăla, în clasă, pentru că e nevoie câteodată să intervii, să corectezi realitatea. Care vine din... Nu? Se reglează mereu lucrurile păi așa. Păi da, dar încă o dată vorbim de natura umană, adică și mai ales de încredere. Că dacă nu ai încredere... Revenind un pic la povestea spectacolului aici, de fapt, ce propune spectacolul e o conștientizare a unor gesturi, a unui comportament care ar trebui să fie altfel în postura ta publică, nu în funcția ta de profesor, care par benigne în interacțiuni umane obișnuite, dar care în postura... pentru mine? Da, cum? Nu știu ce propune spectacolul, pentru că nu vreau să vorbesc despre el din perspectiva celui care se uită la el. Eu am încercat pe cât posibil cu textul ăsta să asigur un echilibru de forțe, în așa fel încât povestea să fie livrată cât mai echilibrat cu putință, dincolo de posibilele mele simpatii. Ceea ce este foarte greu în cazul acestui text, să îi dai studentei niște motivații atât de puternice, în ciuda faptului că poate discursul ei te scoate din minți. Adică am încercat să nu mă poziționez ca spectatorii care ies și aud, ori bărbați, ori femei, aș fi dat-o capul de pereți. Și bărbați și femei au spus chestia asta. Da. Și au fost mai puțini cei drept care l-au acuzat pe profesor. Acum, mai e și o problemă de limbaj de altă natură. Textul e tradus. În engleză, Mamet folosește anumite exprimări care deja făceau parte din bagajul limbii engleze atins un pic de ideologia. Adică în momentul în care studenta îi spune că îl acuză de ceva, că mi-a vorbit de sus, el a folosit anumite cuvinte. Folosește cuvinte pe care e nevoie să uiți în dicționar. În prima traducere excepțională a lui Cristi Juncu și Andrei Vulpe, am lucrat un pic, am căutat niște sinonime un pic mai simandicoase, pentru ca fata aia într-adevăr să spună asta înseamnă aia? Da. Păi de ce nu spuneți așa? În prima traducere, cuvântul nu era atât de complicat să nu știi. Bun, deci pe scurt, am încercat să livrez o poveste echilibrată, iar răspunsurile la o posibilă întrebare de genul ăsta aș vrea să vină din partea altora, nu... Păi să vină să vadă, nu? Că e mâine seara. Da, da, și, da. Bun, și o să mai fie în program. Da, vina profesorului, vinile profesorului, da, au fost bine aici. Și mai este ceva, cred că spectacolul ăsta a văzut de anumiți oameni va fi, nu, un anumit public o va acuza pe ea, un anumit public o va acuza pe el și asta am încercat pe cât posibil. Pentru că acest spectacol se poate monta foarte ușor să fie profesorul victimă sau să fie studenta victimă. Și pentru că am folosit cuvântul ăsta ca să vă mai întreb, să mă leg să vă mai întreb un lucru. În aceste operațiuni de identificare victim-abuzator există și instrumente de măsurat ceea ce numim victimizare? Adică victima falsă? E cum se... Eu mă duc să procese care țin o viață întreagă să ajungi să descoperi că de fapt cineva a mințit și n-a fost victimă și a beneficiat de niște reparații ulterioare. Da, e plină România de astfel de cazuri. Este într-adevăr un flagel. Da, acum, aici emisiunea nu se numește Crimea Politică în România. Noi discutăm despre acest fenomen. Este un flagel la nivel mondial. Adică, serios, vorbesc foarte serios. E un flagel, trebuie făcut ceva, Bogdane, serios. Numărul de femei care mint ca să... Dar nu femei, nu numai femei, victime în general. Deci numărul de victime... Mie mi se pare că victimizarea este un nou joc aducător de beneficii. Să știi că se cheamă autovictimizare, pentru că victimizarea autovictimizarea, este un concept, corect. Din dreptul antidiscriminării care se referă autovictimizarea. La... Nu are nicio relevanță această mică scăpare de... Da, autovictimizarea. Mai avem câteva minute. În ultima vreme am văzut că presa internațională s-a scandalizat cu ghilimele legat de rescrierea cărților pentru copii al lui Roald Dahl, scriitor britanic, norvegian. Și e interesant că în urma acestui scandal de presă, editura respectivă, care a fost cumpărată, drepturile pentru publicare au fost cumpărate de platforma americană Netflix, a decis să meargă pe piață cu două colecții diferite, adică varianta originală și varianta rescrisă, în care înțeleg că rescrierea e foarte intruzivă de la, și nu se referă la
bun, nu mai cuvinte care trimit la minorități, se referă la sănătate mentală, aspect fizic, nu mai ai voie să spui gras, nu mai ai voie să vii cu imagini violente sau grotești. Deci, practic se deschide o cutie a Pandorei ca să se rămâi, adică în momentul în care un editor sau un curent de opinie cere unui editor să nu mai lase pe piață cărți care n-ar mai corespunde acum, eu vă dau un exemplu mult mai dur, și anume ai de-a face cu o țară care a parcurs decenii de comunism și regimul a avut grijă să populeze spațiul public cu monumente de formă, statui și așa mai departe. Da? Una din primele griji după 90 a fost statuia lui Lenin, de la, vorbim de România acum, dar exemplul poate fi extins. Asta e una. A doua, cum e reconsiderată istoria canalului, pentru că doamna Vepala de la un moment dat pomenea, cred că dumneavoastră ați pomenit de... vreau să spun că nu poți rescrie istoria, cum să spun, luând-o de la zero. Adică e o problemă care se întâmplă cu cultura română. Practic foarte puțină lume se mai uită la literatura română, vorbesc numai de proza acum, dar și de teatru, create înainte de 89. Li s-a pus ștampila că sunt rezultatul unui pact sau tranzacții cu cenzura și de-aia au putut apărea. Eu acum exagerez un pic, dar cam asta e ideea și ne uităm mai puțin, nu ne mai interesează ce a fost înainte. Ori cezurile de tipul ăsta, mai ales în cultură, sunt absolut, cum să spun eu, păguboase, pentru că reflectă un model mental. Noi trăim alte timpuri, timpul ăla îl higienizăm sau îl facem abstracție de el și așa mai departe. Ce faci cu monumentele de formă? A venit vorba de Mircea Vulcănescu, de strade, de străzi care... cât poți să corectezi anatomia, peisajul urban, astfel încât să nu mai ai de-a face cu trecutul? Dar poți să nu mai ai de-a face cu trecutul? Nu e vorba de a nu mai avea de-a face cu trecutul. E vorba de criminal de război și e vorba de o lege care interzice cultul în jurul acestor personalități publice. Și fiindcă tot vorbim de perioada interbelică, există și un Eugen Ionescu, tot vorbim de teatru. Adică, de ce să nu citim și Rinocerii? Eu nu am cultura teatrală pe care o aveți dumneavoastră, dar mă gândeam în timp ce vorbeați că ar fi educativ în Ionescu spiritul Ionescu e acesta. Din ce în ce mai educativ, pot să spun. Și eu vorbesc la cursurile mele despre Shakespeare. În România. Deci sunt suficient de burgheză încât să mă refer la Shakespeare în cursurile mele, dar recunosc că atunci când vorbesc de neguțătorii din Veneția, amintesc ghetoul, contextul în care a fost creat ghetoul din Veneția și personajul acela demonizat, cumva ecourile acele antisemite puternice în opera lui Shakespeare. Deci încerc să prefacez puțin această discuție. Deci nu, pentru că atunci când apar cărțile acelea, Cărticica șefului de cuib și toate cărțile antisemite, Protocoale înțelepților betarabe, fără prefață, eu atunci am o problemă. Am o problemă că nu sunt ediții critice, că nu sunt explicate, că acel context nu este lămurit cititorului în sensul că au existat extreme ideologice în acea epocă. Nu e o problemă cu faptul că acele cărți... cartonul de care vorbea exact de apropo de filme. Ultime gânduri, ultime concluzii, Iulia? Să știți, domnule profesor, între cele mai interesante lecturi pe care le putem avea în materie de chestiunea cu numele denumirile de străzi este Indexul străzilor, publicat de Uniunea Notarilor, care este un peisaj al faptului că fie nu doar schimbările dramatice de regim ca cel din care s-a petrecut în 47 sau cel din 89 produc astfel de reacții în lanț de reconfigurare a întregului peisaj urban, ci și chestiuni mult mai minore și orașul mult mai mic, orașul în care trăim noi este harta diverselor ideologii a denominațiilor stradale. Asta ar fi un studiu foarte frumos. Iar asta se petrece tot timpul, în fiecare, în periodic și absolut random și absolut la întâmplare. Sunt absolut convinsă că cei care au dat-o jos din condiția de numele de stradă pe
Ana Ipătescu, nu știu, habar n-aveau cine e ea și și-au imaginat că este o comunistă dură și neiertătoare. Peisajul nostru social, peisajul nostru urban, se schimbă oricum continuu prin presiuni ideologice. Cred că pentru mine e foarte simplu. Corectitudinea politică este pur și simplu o responsabilitate pe care o resimt eu de a avea bun simț și de a vorbi frumos cu oamenii și despre oameni. Și mi se pare că am numai de câștigat eu personal dacă fac asta. Ideologii sunt la primăriile de sector în București, adică acolo îi găsim pe ăștia. Nu, îi găsim sub forma ONG-urilor, grupurilor de presiune, pentru că propunerile, e foarte interesant și mecanismul prin care se pot produce schimbări de străzi, trebuie să vină o propunere din partea beneficiarilor. Problema este că mai niciodată beneficiarii care fac aceste propuneri nu sunt cei care locuiesc pe strada aia. Cred că discuția o să continue în platou. Din păcate, nouă ne-a expirat timpul. Vă mulțumesc mult și vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Mulțumesc.